Bună dimineața! Vă reamintesc că Ioan capitol 8 este o paranteză. Este inserat în manuscrisele de mai târziu dintr-o poziție de appendix care, în care se afla în cele mai vechi manuscrise ale Evangheliei după Ioan. Așa că, de fapt, de la versetul 3, de la versetul, mă, mă scuzați, de la versetul 12, noi continuăm o discuție care am la Templu. Țineți minte că Aprozi, mă rog, căpetenia gărzii Templu a fost trimis să aresteze pe Isus. Isus nu a fost arestat pentru că a fost un integru și a fost impresionat de mesajul lui Isus. După aceea vedem poporul în confuzie, discuția care a avut loc în, în culise, în care Nicodemle le are fără Iselor că voi vorbi despre lege, dar nu țineți legea de fapt când acuzați pe Isus, nu și farisei apelează la prejudecăți. Și ceea ce urmează este continuarea discuției în curtea templului. Suntem la praznicul cel mare, la ceea ce numim astăzi Hanuca. Și discuția devine tot mai intensă. La versetul 12, Iisus ia din nou și a spus Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Isus a fost uh, un narator de circumstanță, ca să zic așa. Adică, Isus atunci când, uh, una, de, de, forța mesajului Isus, e aici o mare lecție pentru noi de învățat, consta că, în faptul că spre despre de farisei și de cărturare, de acei teologi, nu repeta ce, ce a învățat el la, de fapt nu învățați la o școală teologică, dar cum făceau ei, repetau ce au învățat la școala teologică, sau ce a citit, sau niște idei pe care și le-a pus acasă pe hârtie, am spus că s-a scris doar pe nisip. Iisus întotdeauna folosea circumstanțele ca mijloc de comunicare. Și probabil că venise noaptea. Noaptea templul era luminat de, 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 cu lumina artificială. Și această lumină artificială era ceva neobișnuit în secolul 1 pentru iudei, ca noaptea să fie atâta lumină. Și cumva contribuie la impresia pe care sărbătoarea religioasă o făcea asupra oamenilor. Pe de altă parte, însă, tradiția sărbătorii spunea, vorbea despre acele 8 sfeșnice care, despre acele care au 8, zile la rând, a, ars fără ulei, că Dumnezeu a făcut o minune, mă rog, asta era ideea Macabeilor, din cartea Macabeilor, și... Oamenii tot povesteau această formidabilă minune cum mar cande la 8 zile, fără ulei, că Dumnezeu a făcut o minune. Deci, Isus a ales acest motiv, nu numai lumina care lumina în întuneric noaptea, dar și legenda de Hanuca, că a ars 8 zile lampa, că Dumnezeu a făcut o minune și lampa nu s-a stins. Isus n-a contrazis-o, nici n-a confirmat-o, dar a folosit-o. Este vorba despre o lumină care nu se epuizează, care nu depinde de circumstanțe exterioare. Asta era ideea, legenda de Hanok, că asta spunea. De ceva ce nu se consumă. Și spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. E foarte interesant acest text, vreau să luăm mai, mai pe delete. Eu sunt lumina lumii. În primul rând, afirmația lui Isus nu este eu sunt lumina lui Israel, ci eu sunt lumina lumii. Și Iisus nu spune eu sunt lumina creștinilor sunt lumina lumii. Și nu spune eu vreau să devin lumina fiecărui om, eu sunt lumina fiecărui om. Deci Iisus se prezintă pe sine aici ca, ca, ca persoană cosmică, așa cum am spus, nu ca o persoană istorică. Am amintit că în mod intenționat Evanghelia după Ioan lasă în ceasă aspectele istorice ale biografice lui Iisus. Iisus se prezintă pe sine ca un izvor de energie lăuntrică care, care este inepuizabil și este la îndemâna fiecărui om. Evrei, creștini, păgâni, musulmani, toți au acces la această energie. Diferența între noi care îl cunoaștem și cei care nu cunosc este că noi știm de unde vine și știm să o prețuim și să o căutăm, să o cultivăm ca cel mai important lucru în viața noastră. Dar Iisus spune că El este universal, El este pentru toată lumea. Și vreau să spun că uh, uh, exclusivismul iudeilor își găsește uh, uh, o, o pereche perfectă în exclusivismul creștin. Când aud pe creștin spunând că cineva care n-a mărturisit deschis numele lui Isus nu poate să fie mântuit. Mulți spun aceasta. Păgrii nu pot fi mântuiți niciodată. Sau când aud pe cineva care spune că cine nu-i parte dintr-o biserică nu poate fi mântuit pentru că mântuirea vine prin sacramente. Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Punct. Fără comentarii. Hai să mergem mai departe. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Deci Isus spune, eu sunt lumina lumii. Dar, acest cine? Nu este toată lumea. Cine mă urmează pe mine nu, nu va, va umbla în întuneric. Lumina poate să fie pentru toată lumea. Dar pentru a nu rămâne în întuneric trebuie să urmezi lumina și ideea este că această lumină se mișcă nu este imobilă, trebuie să o urmezi. Or, ceea ce ne cer cele mai multe religii, începând cu iudaismul din secolul 1, când vorbea Iisus, cele mai multe religii ne cer să nu ne mai mișcăm. Să stăm acolo unde, unde este biserica noastră, unde este locul nostru. Nu avem voie să plecăm de acolo. Ori Iisus ne spune că relația lui este dinamică, înseamnă o urmare. Lumina trebuie urmată. Lumina te conduce undeva. Nu este o lumină statică, nu este nici soare. Când Iisus spune, cine mă urmează pe mine, nu v-am luat vreau să spunem, Iisus ca soarele care slujește peste tot. Este o lume care descoperă oricui și care trebuie urmată. Exemplu cel mai plastic sunt probabil magii de la răsărit, care au urmat, au urmat steaua noaptea. Deci apare ca o stea care se mișcă și care trebuie urmată. Și în acest sens, fiecare o mare parte de o revelație care crește pe măsură ce această revelație este urmată. Uh, acest aspect al universalității revelației pe care o face Iisus oricărui Este ce spune Ioan în capitolul 1 Că lumina aceasta este adevărată, lumina care lumează pe orice om venind în, în lume uh, Mai departe uh, Nu va umbla în întuneric Ci va avea lumina vieții Acum construcția în greacă Vrea să spună lumina vieții Când apare genitivul pozițional, Se numește nu facem aici savant lucruri grecești, dar ideea e o idee simplă. În greacă, genitivul are caracter pozițională, adică lumina care este viața. Ceea ce vrea să spună Iisus este că ceea ce ne oferă El este viața. Și anume puterea de a trăi mai departe. Uneori oamenii nu mai găsesc motive să trăiască mai departe capacitatea de a te bucura de viață din plin, motivația de a trăi, scopul pentru care să trăiești. Viața este într-o permanentă luptă cu moartea, cu limitele ei. Puterea de a trece peste această limită este reîmprospătată permanent. E, e ușor să faci o asociație intuitivă între lumină și viață, pentru că viața se dezvoltă la lumină. Viața care o dezvoltă la lumină este monstruoasă de obicei viața normală se dezvoltă la lumină. Or, ideea este clar că viața se dezvoltă și se bucură și înflorește în această lumină. Ca tare, Iisus ne, ne, aduce nu numai promisiunea vieții viitoare, ci ne aduce plenitudinea vieții prezente. Interesantă reacția fariseilor. Aș vrea să spun că întotdeauna când vorbești despre viață, despre bucuria de a trăi, despre aici și acum, despre acea lumină sanguină, să spun așa, e, întotdeauna ai o reacție de la farisei, care se supără. Și farisei zic, tu mărturisești despre tine sus, deci mărturia ta nu este adevărată. E mi se pare interesant. Farisei nu se concentrează la mesaj, cu toate că e clar că mesajul i-a deranjat. Pentru că fariseismul implică să renunți la viață, să te usuci să devii imobil, să, să, să îngheți, să, să, să pierzi orice, orice pasiune, orice interes pentru viața aceasta, că în schimb ți se dă viața viitoare. Și este o religie care este de fapt o nevroză. O nevroză este un mod, un mod, un mecanism al psihicului, al minții noastre, în care renunțăm la viața din plin ca să ne păstrăm o parte din viață, ne temem că o pierdem acea parte. Și ăsta e mecanismul uh, inconștient al nevroziei, că nu, că nu are o bază, bază fiziologică uh, sau exclusiv fiziologică. Și uh, Isus Hristos oferă o religie nenevrotică. Zygmunt Freud spunea că lui se pare interesant că multe manifestări religioase și multe nevroze au aceeași manifestare și îl presupune că au același mecanism, că sunt același lucru, de fapt, în haine diferite. Probabil că se aplică foarte mult la religia fariseilor, ceea ce spune Freud. Dar fariseii deranjează de mesaj, trebuie să se lege de legitimitatea mesajului. Ce tu mărturisezi despre tine sus, deci mărturia ta nu este adevărată. Adică, ce spun farisei, nu erau nici lipsiți de logică, erau mai în logică. Argumentul este circular. Adică, tu spui despre tine însuți că ești lumina. Păi, lasă să spună altcineva. Dacă tu spui despre tine însuți, nu este, nu este un argument. E logic ce spun, Fari, face sens. Nu, nu are rost să, să, să comentăm. Este normal că atunci când tu spui despre tine însuți ceva, nu este neapărat un argument în favoarea ceea ce spui, pentru că tu spui. Dar răspunsul lui este chiar dacă eu mărturisesc despre mine însuți, totuși mărturia mea este adevărată. Căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Ce vrea să spune Iisus prin răspunsul său? Motivul pentru care eu trebuie să dau mărturia despre mine însumi este că spre o desibire de voi eu știu de unde vin și unde mă duc. Hai să coroborăm acest text cu afirmația o în lumina lumii. Viața implică sens, implică semnificație. Uh, nu poți trăi viața fără ca viața să aibă sens pentru tine. O viață fără sens te duce la sinucidere sau la nebunie. Așa că a de unde vii și unde mergi este marea problema vieții. Și motivul pentru care sunt de viață este că le lumină. Și metaforic lumina este, lumina este o metaforă, dar aici avem tălmăcirea metaforei în limbaj uh, discursiv, literal. Adică ce înseamnă lumină? Înseamnă sensul vieții este înțeles. Eu știu de unde vin și știu unde merg. Eu, îmi cunosc originea și cunosc sensul, direcția în care merg. Deci viața mea are sens pentru că știu ce este viața mea și știu unde merge. Acum farisei pot spune că și știu de unde vin, că îi cunosc Geneza și îi cunosc care lui Avram, dar aș vrea să spun că ei nu știu. Uh, nu știu pentru că nu trec de, 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 de aceste aspecte istorice ale Scripturii la rădăcină. Însă, mergă mai departe. Eu știu unde mă duc. Eu știu ce direcție, ce sens are viața mea. Or pentru că știu eu pot vorbi despre viață, pot vorbi despre sensul vieții, pot vorbi despre lumină, mărturia mea este adevărată. Cu alte cuvinte, să spune, este ceea ce nu am venit să învăț ca unul care n-am experimentat. Eu spun lucruri pe care le-am trăit și pe care le trăiesc. Iisus nu răspunde la argumente de fariseilor, deci nu răspunde la acuzația legată de, 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 de logica formală a cuvintelor lui, ci își arată că afirmația lui se bazează pe experiență și experiența lui este autentică. El este singurul om care știe de unde vine și unde merge și din cauza aceasta este singurul om care poate conduce pe alți oameni la o viață de plină. Mai departe, voi judecați după fățișare, eu nu judec pe nimeni. Aș vrea să mă opresc aici pentru că deja de aici se deschide un alt, un alt, un alt, cap, un alt capitol de, 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 idei. Dar ce ne spune el despre voi judecați după înfățișare? este voi de formal. Din punct de vedere formal, aveți dreptate. Eu mă despre despre mine, dar voi nu mergeți la esență. Eu nu judec pe nimeni. Și ceea ce spune Isus aici este iarăși că ceea ce a apărut în Ioan capitolul 8. Eu nu judec pe nimeni, vrea să spună că El nu a venit să înființeze o religie, în care oamenii să judece unei altora motivele, ci a venit să ne ofere o religie care să ne dea viață și sens și bucurie. Și că cele două se bată cap în cap. Atunci când ai o formă de crez și de dogmă și de politică eclesiastică și pe baza acestei forme tu stabilești ce este adevărat și nu este adevărat, ce e bine și rău. Și în contextul ei oamenii ce să judece unii pe alții formal, ei au impresia că țin religia lui Isus, dar de fapt o contrazic. Religia lui Isus este bazată pe faptul că viața e trăită din plin, că viața are sens, că uh, omul știe de unde vine și unde merge, fiindcă urmândul pe Isus are aceasta și oamenii nu se judecă unii pe alții în contextul acestei religii, ci fiecare caută să urmează lumina pe care o are în față. Și dar să ajute unii pe alții să urmeze această de acolo e lumina. Vezi să nu-ți pierzi drumul. Dar nu este locul în care să ne mâncăm, să ne judecăm unii pe alții, să facem poliție unii cu alții, cum exista în la templu. E bine, aș vrea să meditați la acest ideal al lui Isus, pentru că deja e sfârșit de săptămână și vom merge la biserică. Și așa cum am spuneam în pilda Marului Inchizitor, pare foarte nereali și utopic să pui biserica pe temelile lui Isus. Bisericile noastre nu stau pe temeliile cuvintelor lui Isus, stau pe temeliile crezurilor și hotărilor noastre și dogmilor noastre. Pare utopic o biserică întemeiată pe acest cuvinte de a lui Isus, dar ă, noi credem că Isus a spus adevărul. Isus știe ce spune, știe de unde vine, știe unde merge. Noi suntem prizonierii unei logici formale și a unor prejudecăți fariseice. Așa că să avem...